Din episodul trecut am rămas dator cu 24 de ouă Kinder. Și acum o să le deschidem. Deci hai să trecem la deschidere. Ok. Primul ou. Și să vedem ce avem înăuntru. Este... Wow! Ce e asta? Un super erou, cred. Da, e Iron Man. Ce tare! Iron Man. Ok, prima surpriză. Wow, ceva! Crocodil. Uite. Asta cred că este seria de ouă Kinder cu Marvel Super Heroes. Da. Ingrid, tu ce ai nimerit? Ia, hai să vedem. Cred că un crocodil ceva. Da? Da. O fi din seria cu Jurassic World, aia care a apărut acum de curând. Hai, ce faci? Te deschid. Eu și cei care se uită la tine suntem foarte curioși. Și de aia zicem, hai viteză că noi nu avem răbdare. Wow, ce sunt astea? Ok, avem niște pești și ceva. E un titirez din câte se pare. Da, da. Un titirez. Ok, până îl faci tu vreau să văd ce nimerește Ingrid. Wow, stai un pic. Acest crocodil, cred că scuipă apă. Tare. Mm-hmm. Ok. Încă o jucărie de jucat în vană cu ea, nu? Da. Eu mă chinui aici. Noi avem foarte multe. E ciudat cum se montează titirezul ăsta, foarte ciudat. Wow, ceva foarte mare. Ce e așa mare? Adică, uite câte are. Wow, ce tare, Ingrid! Ce-o fi? Ceva copac, poate. Nu știu. Nu, știu sigur că e ceva mai mult. Wow, uite cum e și titirezul. Bine. Fain titirez. Până Ingrid montează, hai să vedem ce e la tine. Ok. Asta. Wow, o mașinuță ceva. Da, uite, e o mașinuță. Știu astea. Așa. După am trebuit. Da, le știu. Nu, asta vine aici. Dar știi că ai și instrucțiuni, nu? Da, știu, dar am văzut la cineva o din asta. Uite, am terminat-o. Așa e mașina. Ok, eu am deja 3 surprize. Și îmi plac toate 3. Deci am noroc. Că ar trebui să fie. Știi, Ingrid, că și tu ai instrucțiuni, nu? Da, mă uit pe da, sunt grele. Ok, până atunci deschid eu încă unul. Hai să te vedem. Ok. Serios, cred că i-am pus picioarele invers. Ce avem? Și e o maimuțică ce stă în copac, nu? Da, ce tare. Eu am aici... Că trebuie să inversez picioarele. Păi... Ceva albastru și trebuie tăiată punga asta. Ăla cred că l-am și eu. Da, cred că l-am mai nimerit, Ingrid. Da, l-am mai nimerit eu. Dar ce e asta? E un hipopotam care are ștampilă. Care e rinocer. Da, un rinocer care are ștampilă. Ok, deci e o ștampilă, de fapt, și de aia este... Sub iarba asta, dacă desfaci iarba, o să vezi o ștampilă. Aha. Sau o roată cu ceva... Păi hai să vedem, uite, pregătesc, eu pun camera așa, stai să o și stabilizăm. V-am făcut focus pe mâini. Nu pot să deschid, hai că te ajut și mai fac un unboxing. Da, aha, mișto că ăsta cât e de tare. Nu știu dacă... uite aici am reușit eu să-l desfac. Super. Eu mă chinui cu surpriza lui Ingrid, că ea n-a reușit. Hai, Ingrid! Da. Și oare eu aici? Și ăsta cred că trebuie să iasă pe aici cumva, nu? E înăuntru. Da. Ăla intră ochiul. Așa, cu cornul, am reușit să-i desfac asta la Ingrid și așa, da. Să nu greșești și tu. Nu greșesc. Și asta a ieșit la mine. Da, ok, până atunci Ingrid a mai deschis unul.
Și trebuie să pui cu capul în jos. Și eu i-am montat asta, maimuța. Bun. Ingrid, ce ai mai nimerit? Ce nimerește, Ingrid? Și maimuța asta e cu capul în jos? Da, asta trebuie să fie. Ce amuzant pe aici. Foarte amuzant. O mașinuță. Wow, o mașinuță din aia. De curse. Nu, cred că e o mașinuță care se face avion, de aia faină. Da. Hai, alea îmi plac mie mult. Până o montează, Ingrid, vreau să văd ce ai tu. Are abcipilde. Bine. Zici că suntem la Lego. Da, Lego. Wow! Ce e aici atâtea roci, nebunii? Păi poate tot o mașină. Ok. Hai că aici am trebuie instrucțiuni, că n-am mai văzut așa surpriză. Uite. Bine, ne-am asamblat surprizele. Eu am aici o mașină cumva de curse și vreau să vă arăt. A mea e mașină și se transformă în avion. Da, și eu vreau să vă arăt că aici îi poți trage astea. Una. Două. Și aici ca un robot. Aici are o față. Uh-huh. Da, hai, tare. Mașină transformă. Că mai avem destul de multe ouă de desfăcut. Da, să băgăm viteză! Ouă Kinder, de când n-am mai mâncat atâta ciocolată, o să ne îndopăm cu da, ciocolată. Stai că nu v-a zis nimeni că o puteți mânca pe toată, nu? O să mâncăm. Da, putem cumva să mâncăm din ea. Da. Că ni se topește la un moment dat. O băgăm la frigider. Sau se strică și ea, că doar nu stă toată viața. Hai, Ingrid, că... Wow, ce s-a astea? Wow, o pensulă! Ambii am zis, wow, ce tare. Tu ai o pensulă? O pensulă. Spinner. Am eu am un spinner. Stampi. Uite. Că nu știu de dacă e pensulă. Uh-huh. Are. Și are și apte bilde, are de ce toată. Trebuie să fac cu astea? Serios. Mi-ar trebui să mă uit pe instrucțiuni, că nu înțeleg. Cred că alea sunt culori. Serios. Arcibilde. Uitați. Așa și pe cealaltă parte așa. Ok, eu acum lipesc aceste arcibilde și eu tot arcibilde. Așa și ce-a trebuit. Ok, și acum îl montăm în sfârșit. La asta cred că mă descurc. Deci punem asta așa. Așa și... Așa, un spinner. Stai să vi-l arăt așa. E cam de plastic. Ok, se rotește puțin, dar bine. Eu zic că titirezul e mai fain. Faină colecție ai făcut până acum. Da, chiar. Eu lipesc încă pe aripi abcipildele astea. Nu, dar e o gâză ceva. Da. Până atunci o mai desfac ceva. Gâză pensula. Da. Ce e aici? Ha? Gâză pensula. Cred că e încă unul din Marvel. Da, mai unul din Marvel, uite. Cool. Ok, să-l montez. Cine-i nenea asta? Nu știu, ceva animăluț. Da, cred că ceva de colorat. Că zice că... Poți să pictezi cu el. Da, cred că așa e. Nu știu cine dar e. Dar nu înțeleg ce vrea să zică cu tipul cartonul ăsta. Tipul ăsta. Uh-huh. Eu nu-l știu. Vrea să zică ceva cu cartonul ăsta, dar nu înțeleg. Aici în colț. Că dacă pui apă, probabil că poți să faci locuri. Da. Să pictezi. Aia de fapt este cerneală. Asta. Wow, da, tare. Și în momentul în care uzi pensula ta, o să pui acolo la cerneală. Dai și... cu pensula pe cerneala asta albastră și atunci pensula se îmbibă wow, de ce fain culoare. Sau cea galbenă. Uitați unde e pensula. Tragem de coadă și... Oh, ce tare! A ieșit pensula. Haide, următoarele. Mai un ou, mai un ou. Mai un ou. Cred că te ajută și Sebi pe final. Da. Eu am ceva viteză. Ăsta l-am mai nimerit, îl știu. Mai un nou, mai un nou. Wow, ăsta e tare. A, da, l-am mai nimerit. E un cufăr unde dacă bagi cheia, sare capacul într-o anumită gaură. Da? Exact. Da. E ca și un fel de joculeț, uite. Acum nu-i mai pun arcibildele și înăuntru are aurul ăsta. Eu le pun arcibildele și de-aia îmi durează mai mult.
și nu merge. O fi aici? Nu. Aici? Și am ajuns la comoară. Mi s-a crăpat ciocolata aici. Da. Cred că acest ou este cel pe care l-ai scăpat pe jos. Da. În timpul vânătorii de ouă, nu? Da. Mai ții tu minte, Ingrid? Da. Ok, eu mai fac un ou, normal. Se chinuie Ingrid acolo, tragitoare, să desfacă oul. E mai unul din Marvel. Și îl știm. E un copăcel ceva. Da, supereroul ăla copac. Dar nu mai știm ce face. Opa. Face pe supereroul. Opa, ce? O mega dublură. Iar nu, prima dublură. Monkey Kid ăsta. Ce Monkey Kid? Iron Man. Iron Man. Echipă. Sebi, ce te-ai primit din ăsta? Da, deci uite, l-ai primit pe ăsta și pe ăsta. Pe ăsta și pe ăsta. L-a primit Ingrid acum. Da. Ok, hai. Avem ceva, sincer. Eu mai am trei ouă. Vedem cum da, trei. Iese. Trec la următorul. Eu mai multe. Să vedem, ce avem aici? Aici. Nu cred. Oh, nu e aceeași. Ziceam că e aceeași. Iară, sticăre, ce facem? Ia să vedem. Ce e și ce face? Ție ți-a ieșit ceva? Da. Gata? Wow, ce tare. Hai. Ce mai primești în încă un ou? Ok, mie o să-mi ia ceva asamblarea, deci Ingrid o să poată băga viteză acolo. Îmi place cum gâdilă Ingrid staniolul ăla, așa ca să se desfacă. Mhm. Imediat nu mai avem loc de ciocolată. Deci, una vine așa. Și ăsta știu ce, că e ceva cu dinozauri, dacă se vede. Că tot cu verde au pus aici un dinozaur. Da, nu cred că se vede foarte... Ba, se vede. Ah, se vede, ok. Deci a mea e super tare, cred. Oh, dar iară ai un dinozaur. Nu, astea sunt cartoane. Ceva. Da, ciudat. Uite, deci. Hai, desfăl pe următorul. A mea. E o simplă mașinuță. Oh, nu, trebuie să stau la coadă. Powerul de mașinuță. Merg peste mașini. Ce tare e. Deci, uite. Are roți care ies de sub ea. Se împachetează așa. Pac. Hai. Și asta peste. Gata, hai, următoarea. Următorul. Ce tare mașină. Următoarea surpriză, următorul ou. Deci eu n-aș putea să-mi aleg un preferat, că îmi plac toate, aproape toate. Da. Din cele pe care le-am nimerit eu. Poate nouul ăsta vine surpriză extrem. Și cred că îți place și mașinuța mea. Ce e asta? Care se face avion. Da, și ea îmi place. Ce-i chestia asta? Ceva rechin. E un rechin, uite. Și pui asta așa. Așa. Am zis așa deodată, Ingrid. Bun, și acum, uite. Stai. Domnul rechin. Nu vreau. E aici. Ok, nu prea merge chestia asta. Dar ar trebui să facă așa, uite. O să încerc eu să rotesc de sub. Dar nici așa nu vrea. Uite, ba da. Mai greu, dar... Na, ar trebui să se miște. Pac, 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 okay. Pac, pac. Ceva de genul. Ingrid e tot la rața de dinozaur. Eu îi pun părul ăsta. Ce-i aia? Rațo dinozaur. Rațo dinozaur. Ce tare. Ai zis că nu-i gata, mai are și o podă. Aoleu. Eu-mi termin ouăle și Ingrid mai are multe. Păi stau la rața dinozaurul ăsta. Rațo dinozaur. Nici măcar nu știu ce e. Noul și îmbunătățitul rațo dinozaur. Și stai că ăsta îl bagi și sub foaie și colorezi un dinozaur. Vai, Ingrid. Ce am aici? Rachete. Rachete, nave spațiale, ce am? Oh, și mai o planetă ceva. Ok, tare. Da, are aici astea lipite. A căzut. Ok. Asta mi se pare că e pentru copii mici. Serios, uite cum îi vine coada.
Adică îi vine blana peste coadă sau ce? Nu m-a întrebat ce e asta. Nu m-a întrebat deloc. Stai un pic, că trebuie să-l pun și pe ăsta. Ce e asta? Eu nu înțeleg. Hai, ce construiește și eu îl fac. Cu discul. Uitați, puneți sub foaie ăsta. Ok, Ingrid. A, de asta cred că este cu tot cu telefon. Da. Nu, e să arunci cu discul. Download the free app. Așa scrie pe toate. Da. Apiadu. Și după aceea, vezi, ai chestia asta de aici. Prin tabletă sau prin telefon poți să faci niște lucruri cu ea. Da, așa-i de toate surprizele. Are Kinder o aplicație Apiadu. Și ăsta, dacă îl bagi sub o foaie, acest dinozaur. Ok. Dinozaurul ăsta, dacă îl bagi sub o foaie, uitați, se face modelul. Da, haide. Că tu mai ai foarte multe ouă, okay, și Sebi deci le-a terminat deja. Asta și arunc, așa, uite. Hai, ia, hai să te vedem. Asta. Pun aici, ia! Ok, asta e ciudat. Da, s-a stricat deja. Deci nu trebuie să tragi foarte tare, că e carton. Stai. Păi, cred că dacă tragi tare, îl și îl rupi. Cam rupi. Da, și zboară. Dar ai mai multe discuri. Da, și trebuie să dărâmi planeta asta. Da, asta sincer nu mi se pare grozav. Nu, da. Și mai ai aici câteva. Bun. Și ai două parte. Cred că va trebui să împrumuți ouă de la Ingrid. Da, mă duc să fur. Atâta, Ingrid. Mă dau ție trei, că... adică și eu am trei. Da, tu îl deschizi pe primul. Da. Eu deja am trecut pe Ingrid la cele trei ouă. Am viteză mare. Că n-am da, răbdare. Te și grăbești. Dublură. Deci uite. Nu, nu-i dublură. E groasul acum. Nu, deci... Wow, mai unul din colecția cu supereroi. Yes! Sper să Captain America? Da. Captain America, da. Un pic. Ok, astea sunt diferite, yes. Pentru că astea sunt papagai și celelalte, și ceilalți sunt pești. Deci, tare. Tare, chiar tare. Papagai auf Deutsch. Păi în românește e papagal. Păi da, dar papagai mai mulți. Papagali. Papagali, ok. Păi, na, eu fac și germană. Captain America. Hai. Captain America asta chiar arată bine. Îmi pare un copil, serios. Da, păi na, e din Kinder, nu? Da. Dacă l-ar face urât și... Mare și cu zgârieturi. Uite, cum e aici. Nu le-ar place. Da, haide. Okay, și aici și că fac efecte când le rotezi. Titirezele astea cu peștii, cu papagali. Următorul. Peștii nu i-am montat bine. Da, uite, fac ceva efecte tare. Următorul, așa. Am atacat pe Sebi. Oba, nu. Ce? Te-ai pus ciocolat acolo, Sebi. Da, știu. Se pune ciocolată printre ambalaj, aruncăm ciocolată. Dacă vă vine să credeți, încă se învârte titirezul. Wow. Da, tare. Eu am aici o gorilă. Ingrid a nimerit maimuța, eu am nimerit gorila. Eu am hipopotamul. Hipopotamul cu cap de... Nu se știe de ce. Acum ai nimerit, ăsta e hipopotam, nu e rinocer. Ce-i gorila asta? Nu știu. Stă cu o piatră, stă agățată de o piatră sau ceva. Hai. Ok, să mă apuc. Îți dau 10 scruiesc. Secunde să faci. 1. Aoleo, tati. 2. 3. 4. 5. Hai, 6. Corect. 7. 8. Păi faci tu Lego complicat de 18 ani și nu faci un Kinder. Păi da, da, trebuie să prinzi. Da, da. Haide. Uite ce hipopotam ciudat. Bun. Ce imens e. Cred că e din colecția cu crocodilul. Serios. Trage cu apă? Mă uit. Nu. Nu? Dar face forme pe foaie dacă strângi tare de el. Ah, capsează foaia, da. Am înțeles. Cu un alt motiv să avem plin de foi în casă acum, nu? Mai avem încă două din astea. Următorul. Să reușesc ca să... N-am reușit. Hai, să te vedem, că uite, rămâne Sebi în urmă acum. Păi da, dar e greu. Ba nu, el e la ultimul.
Nu e la ultimul. Hai că poate el faci tu, cât se mai chinuie el. Îți vine în oul înapoi. Oul înapoi. Nu, corect. Nu minți asta când trebuie noi. Hai, oule, deschide-te! Maimuța asta. Un porumbel, serios. Un porumbel. Deci ați făcut aici mai mulți porumbei. Hai! Am reușit! Hai, ia-te-l și pe ultimul. Gorila, buburila. Și ce faci acum? Porumbel cu un pui, serios. Pui. Hai, până-l faci tu, desface și Sebi. Un pui. Sebi, eu nu mă prind la gorila. La gorila asta, ciudată. Foarte ciudată. Am gorila, zici mie cum să te fac? Cum să te fac? Să zice, ok. E jos. Bum! I-am pus bun. Nu știu ce-i cu piatra aia. Și acum să-i pun. Ce gorila pătrată. Da, cam pătrată. Gorila Minecraft. Cu cine ciocolată. Noi furăm din ciocolată până terminăm. Și după aia ne Spider-Man! Asta, da! Spider-Man! Dar uite cum îi face așa în aplicație, peste tot îi face așa. Da. Wow! Și uite, are și pânza de păianjen. Pânza. Și atunci îi avem pe mai toți din... Cred că... Nu, ne mai lipsesc ceva. Da? Da, uite. Serios, ce porumbel mai ești ăsta cu puiul lui? Că dar... toți... Da, ce drăguț e ăsta. Puiul ăsta e albastru, serios. Da, dar e drăguț, e un gri acum, na, se reflectă cerul albastru în penele lui gri strălucitoare. Nu? Wow, uite ce, cum stă Spidey aici. Și să-i punem și pânza, care stă așa. Da, așa cred. Noi, în sfârșit, am terminat înainte cu Sebi. Da, eu am desfăcut mult mai multe ouă ca tine, aia-i faza. Să zicem, deci să zicem că l-am făcut bine. Ce pânză! Hei, Spidey, vreau să stai, te rog. Cum trebuie. Bine. Gata. Da, nu stai cum trebuie, dar asta e. Bine, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa!